Epidemia de coronavirus continuă să închidă sau să suspende activitatea unor instituții și Biblioteca Județeană din orașul nostru și-a suspendat activitatea cu publicul până pe 31 martie. Mai exact, utilizatorii nu vor mai putea împrumuta sau returna cărți în perioada următoare. În aceeași situație se află și unele cafenele din oraș care vor fi închise până la sfârșitul lunii. Cei care frecventau bibliotecile din orașul nostru trebuie să știe că până pe 31 martie activitățile cu publicul sunt suspendate. În scopul prevenirii răspândirii virusului COVID-19, Biblioteca Județeană E.G. Bibicescu-Mehedin va suspenda activitatea cu publicul în perioada 12-a-3-a, 31-a-3-a, drept pentru care utilizatorii nu vor mai putea împrumuta sau returna documente în această perioadă. Dar ne pot urmări pe pagina de Facebook a bibliotecii, unde vom posta diferite linkuri, tutoriale cu diverse activități ce pot fi realizate de acasă. Noi vom veni în continuare la program, deoarece pe lângă programul cu publicul, în fișa postului noi avem și alte obligații pe care le desfășurăm în această perioadă. În schimb, pe pagina de socializare a instituției, bibliotecarii vor posta diferite linkuri pentru vizionarea unor documente, recenzii de cărți, dar și alte informații utile. Datorită faptului că în această perioadă știm că școlile sunt închise și cei mici sunt acasă, iar majoritatea utilizatorilor noștri sunt elevi, iar Biblioteca Județeană nu se mai poate întâlni cu ei în această perioadă, am vrut totuși să fim alături de utilizatorii noștri prin pagina noastră de Facebook, pe care ei ne pot urmări, unde publicăm diferite documentare la care se pot uita. Ba mai mult decât atât, a fost inițiativa noastră. Ei sunt obișnuiți a veni la diferite ateliere la noi, în special de crafting, pe care le facem împreună. Și tocmai de aceea ne-am gândit să prelungim cumva în mediul online acest tip de ateliere. În aceeași situație sunt și mai multe cafenele din municipiu care vor fi închise în toată această perioadă. Aceasta este doar una din locațiile private care și-a suspendat activitatea în această perioadă din cauza coronavirusului. Managerii cafenelelor spun că au recurs la această metodă tocmai pentru a preveni riscul răspândirii virusului. Măsurile au fost luate în contextul ultimelor cazuri de coronavirus și a celor mai recente decizii adoptate la nivelul național și local pentru a preveni răspândirea virusului și pentru a proteja sănătatea publicului și a personalului angajat.